greșeală cine ți iartă, cine o viață te așteaptă. De această dată vă salutăm din Voinești cu o surpriză frumoasă pentru doamna Niculina, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi de la mii de kilometri, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să vedem cum va reacționa la această surpriză. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună seara! Bună seara! Doamna Niculina! Da, da! La mulți ani vă spunem! Am să vin aici aproape de dumneavoastră. Florile sunt pentru dumneavoastră. Doamna Niculina, noi suntem echipa surpriză la domiciliu Iași. Știm că astăzi sunteți sărbătorită. Venim cu o surpriză frumoasă la dumneavoastră din partea cuiva drag. Și am să vă întreb, dacă cumva bănuiți cine v-a trimis de data aceasta surpriză? Cred că la băieți. La Ema, la... Așa. Tortulețul este pentru dumneavoastră. Am să las telefonul domnului. Așa. Acum o să vă cântăm cu toți la mulți ani, după care o să aflăm din partea cui vine această surpriză și ce o astăzi să vă transmite. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Deci acolo lângă doamna, lângă doamna! Și acum a venit momentul să aflăm și din partea cuiva această surpriză și ce au astăzi să vă transmite. Iar mesajul pe care l-avem pregătit spune cam așa. Mamă, astăzi gândul zboară de departe către tine. Nu mai suntem acasă acum ca în alți ani, dar vreau să știi, ziua ta merită să fie mamă în fiecare zi. Acum nu suntem lângă tine, nu doar timpul ne desparte. Paradoxul este, mamă, că doreai să ajungem departe. Chiar dacă vorbim prea rar, te rog să nu-ți fie teamă. Vei fi întotdeauna prima, știi că nu am altă mamă. Am plecat de lângă tine, nu mai suntem împreună. Nu știu de mi-ajunge o viață pentru tot să-ți mulțumesc. Mamă, știu că aceste rânduri cu ochii umezi le asculți, pentru că ți-e dor de mine. Să știi că și tu îmi lipsești. Astăzi nu suntem lângă tine să te atingem și să-ți zâmbim. Dar ți-auzi și acum vocea cum îmi spune noapte bună. Am crescut la tine în brațe. N-am să uit și știu prea bine, cu al meu prim cuvânt rostit, mamă, te-am strigat pe tine. Tu m-ai învățat să cred, să respect și să iubesc și te am mereu în suflet, la mulți ani și te iubesc. Cu fiecare fărâmitură din noi ne rugăm la bunul Dumnezeu să-ți dea sănătate, să vă bucure sufletul an de an. Astăzi, mai mult ca niciodată, vă mărturisim dragostea noastră toată. Vă aducem mulțumiri pentru că ne-ați oferit nouă cel mai de preț dar, viața, urmată de credințe. Apoi a fost educația, de a fi oameni ați învățat. Ce e iubirea și respectul, ce e bun și ce e rău. Știm că poate până astăzi noi cu multe nu v-am răsplătit, dar ne rugăm la Dumnezeu neîncetat să vă dea sănătate, să ne trăiți mulți ani alături de noi, cei care vă iubim nespus de mult. Cu drag din partea lui Răzvan, Daniela, a nepoțelei Emma, Raul cu Alexandra și nepoței Cezar și Carla. La mulți ani! Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să le transmiteți ceva. Mult sănătate și aștept acasă să vin cum îi dor de ei. Este mare dorul. Cam cât distanța până la dumnealor acolo. Noi tare sperăm că astăzi ei au reușit să ajungă aici măcar sufletește, să vă sărbătorească și să vă mărturisească măcar din puțin, un pic așa, din ceea ce simt pentru dumneavoastră. Să știți că băieții dumneavoastră au mai pregătit și o melodie care doresc să o ascultăm împreună. Condensație,
tu te-a ridicat, durerea ea ți-a alinat, cu tine împreună lacrima. Când primii pași ai încercat, pe cine te tu ai stricat, lângă ea de frică ai uitat. Ea toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit, rugându-se să fie fericit. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine o viață te așteaptă decât mama? Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat, tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine o viață te așteaptă decât mama? La mulți ani vă spunem, doamna Niculina, sănătate multă, să vă bucurați de tot cei dragi ai dumneavoastră și cât mai repede să-i aveți aici aproape. Așa sperăm. O seară frumoasă și în continuare plină de surpriză să fie. Mulțumim.